Autoritățile de la Tiraspol amenință Chișinăul cu introducerea regimului de vize pentru locuitorii din dreapta Nistrului și aplicarea unei taxe de 100% la importul produselor fabricate de întreprinderile din dreapta Nistrului. Un anunț în acest sens a fost făcut de către șefa Departamentului de Externe de la Tiraspol, Nina Ștanschi, într-o scrisoare adresată reprezentanței ONU în Republica Moldova. Ștanschi a argumentat că aceste măsuri vor veni ca răspuns la instituirea așa numitei blocade economice în regiune de către Chișinău și Kiev. Precizăm că administrația din stânga Nistrului amenință și cu naționalizarea capitalului companiilor în regiune, dar înregistrate la Chișinău, precum și cu inițierea dosarelor penale pe numele demnitarilor moldoveni care nu vor respecta așa zisa Constituție autoproclamate republici. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au comentat acțiunile tiraspolului.